ați venit, bine v-am găsit, vă mulțumesc că ați venit, să mă vedeți, să mă ascultați, să ne solidarizăm. Conferința am intitulat-o special Istoria vaccinării, un lanț de ipoteze eronate. În primul și în primul rând pentru că, după cum o să vedeți, o să mă concentrez mai puțin pe aspectele strict medicale, cât pe aspectele istorice, deci informații istorice, pe care le-am obținut din diverse cărți, din articole vechi, deci cărți inclusiv de la 1815 și în care erau prezentate faptele altfel decât le știm noi din teoria oficială. Și vom începe cu definiția vaccinării, așa cum este ea prezentată în mod oficial, da? Deci, imunizarea activă, profilactică, împotriva unor boli, prin inocularea unui vaccin. Vaccinurile sunt preparate biologice cu proprietăți antigenice, care declanșează apariția răspunsului imun la organismele supuse vaccinării. Acum, istoria ne spune că prima procedură utilizată a fost variolarea. Încă dinaintea ele noastre, în Egipt, și este important că și în Egipt se vaccina masiv. Și o să vedeți asta la capitolul despre poliomielită. De ce e important? Deci ce se făcea atunci? Se lua pe vârful unei lanțete lichidul pustulei, deci puroiul, practic. Se făceau niște înțepături și niște tăieturi în brațe până când apărea sângele și după aceea se amesteca lichidul cu sânge. Și în momentul în care apărea febra și alte simptome, se considera că persoana este imunizată, variolată. Apoi, în China și în India, la fel. Acolo însă, ce făceau ei? Luau crustele de la bolnavii de variolă, le măcinau, le făceau pulbere și le trăgeau pe nas. Deci era un fel de variola cocaină. Da? Așa. Cocaină variolică, pardon. Da? În 1718 se știe, mă rog, Lady Montagu, care a popularizat procedeul pe care l-a descoperit ea în Turcia. Și ea scrie așa, există un grup de femei bătrâne care execută această operațiune în fiecare toamnă. Nu se știe de ce, în fiecare toamnă. Așa era schema pe atunci. Una din ele vine cu o coajă de nucă, plină cu puroi, de la cea mai bună variolă. Era bio, nu se știe. Și te întreabă ce vene vrei să ți se deschidă. Deci alegeai și vena. Da? Apropo de încercările de variolare din România, un istoric a scris o carte în 1780, Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, în care relatează cum se variola în România pe acea vreme. Acolo unde se știe că în sat, ori în vecinătate, un copil ar avea vărsatul cel bun, numit de români Bubat îl Mare sau Erupția cea Mare, se cumpără de la mamă, potrivit vechiului obicei, substanță secretată de un creițar pentru un singur copil, de 2 sau 3 creițari, dacă trebuie inoculați mai mulți copii. Mai întâi se cercetează dacă bubele sunt de natură bună sau rea, numită de români Bubat îl Mic. Vă dați seama că este știință. Vă rog, nu râdeți. Aceasta este știință. Dacă se constată că sunt de natură bună, o astfel de pustulă este spartă cu un ac. Substanța se stoarce într-o cutiuță de lemn tare, anume confecționată în acest scop. Grăbind acasă cu această secreție, ce scuze, ea este administrată în mai multe feluri. Fie că se toarnă pe partea cea mai cărnoasă a brațului copilului care urmează a fi inoculat, frecându-se cu o bucată de pânză spartă, atâta vreme până ce porțiunea se înroșește și se inflamează, fie că se produce o mică rană în același loc și se varsă o picătură din o travă de bubat, legându-se apoi rana cu o bucată de pânză veche. Variolarea era practic inoculare braț la braț. Da? Deci se făcea incizie în braț și se aplica acolo puroiul luat din pustulele bolnavilor. La vaccinare, Jenner, când a introdus vaccinarea, a afirmat că dă protecție pe viață. Deci el a făcut niște experimente care au durat câțiva ani. Dar era sigur el că dă protecție pe viață. Ulterior,
au început să spună nu că trebuie rapel la 7 ani, nu că trebuie rapel din an în an. La fel cu inciziile. Gener, o singură incizie. Ceilalți, nu, trebuie 4, 6, 8, 10, 12. Deci fiecare, da, ca la bingo. Da? Cine oferă mai mult, ca la licitație. Aici puteți vedea cum se producea, cum se obținea limfa vaccinală. Deci se făceau viței și vacile, erau întinși pe așa zisele mese de vaccinare, imobilizați, se făceau incizii în burta lor, se aplica la fiecare incizie puroi din pustule și așa se obțineau tone de limfă vaccinală pură. Așa se numea. Asta era limfa vaccinală pură. Ne mai vorbim că paralel cu aceste proceduri se inocula și cu puroi de la porci, de la capre, de la cai. Ce era variola? Și cât de sigur era diagnosticul? Pentru că toată lumea vorbește de variolă ca și cum am vorbit de apă sau aur. Este o entitate definită, clar, vizibilă. Da? Nu este așa. Este un diagnostic și, în primul rând, este un conglomerat de simptome. La fel ca la SIDA, de altfel. Da? Deci, ce intra în categoria variola era așa. Febră, cefalee, astenie intensă, vărsături, diaree cu sânge, hemoragii interne, erupții maculopapulare, ecceme, pustule, inflamarea ficatului, deci hepatita, inflamarea ganglionilor limfatici, așa zisa variolă scrofuloasă, și celebrul status putridus, care era de fapt septicemia. Toate erau încadrate la variolă. Și după cum o vedeam mai târziu, și alt tip de boli erau redenumite în variolă sau confundate cu variola. Deci variola nu e o entitate de sine stătătoare. De exemplu, aici, în această fotografie, cineva zice, da, era variolă, erupție variolică. E bine, nu. Varicelă. Într-o carte din 1922, Fitzgerald Gillespie Lancaster, o introducere în practica medicinei preventive, era această fotografie despre varicelă. Și nu știu dacă ați văzut, circulă și pe internet în zilele noastre diverse fotografii care par horror la prima vedere, cu niște pustule, niște ecceme asemănătoare, niște manifestări asemănătoare, care sunt, însă arată mult mai urât, și care au fost prezentate inițial ca fiind varicelă. Dar, de fapt, este vorba de complicațiile în momentul în care varicela se tratează cu antitermice. Deci, altfel nu apare așa ceva. Haideți să vedem care erau cauzele reale ale variolei. Eu vă ofer niște teorii, niște ipoteze, așa cum le-am găsit în literatura istorică de atunci. Prima categorie, intoxicarea, otrăvirea. Deci gândiți-vă, în această fotografie aveți un closet din 1916, care era folosit de 14 familii. Gândiți-vă că în anii 1800 și ceva, când boierii mergeau pe străzi prin localitățile mici și așa, fecalele erau pe stradă, deci se mergea prin fecale, pur și simplu. Gândiți-vă la apă contaminată, la transmitere de fecale, la cadavre în descompunere, deci nitriți, nitrați, resturi de la abatoare, totul ajungea în apă. Aveau o pompă de apă pentru o singură stradă. Așa. Plus alimentele stricate, evident, că nu existau frigidere pe vremea aia. Da. Al doilea factor cauzal, vaccinarea, evident. Deci vaccinarea braț la braț, după cum vedeți, ăsta făcea 5 incizii. În 1898, deci acesta era considerat un braț tipic sănătos. Ce reprezenta, bineînțeles, în primul rând, contaminare genetică și, în al doilea rând, conflicte de atac și de murdărire la care reacționa derma din cauza actului vaccinării, din cauza agresiunii fizice pe care o suporta corpul.
Apropo de victimele vaccinării, haideți să ne gândim și la războiul franco-german, deci unde se susținea că cea mai mare epidemie de variolă din perioada aceea a fost în 1871. Războiul franco-german a fost între 1870 și 1871. Și toți recruții francezi au fost vaccinați și paravaccinați și au avut peste 23.000 de cazuri de variolă. Iar între 1870 și 1885, în Germania, au fost peste 1 milion de morți de variolă, dar toți vaccinați. Al treilea set de factori, condițiile de viață, deci pentru care se făceau toate bolile care intrau sub diagnosticul umbrelă variola. Condițiile de viață care reprezentau, în primul și în primul rând, o formă de sclavie. Deci trebuie să vă imaginați. Aceasta este o fotografie dintr-o carte mai veche, o fetiță care cară o tavă sau nu știu ce e aia cu cărbuni în mină. Deci trebuie să vă imaginați că niște copii de 7 ani lucrau în bumbăcării. Deja copii de 5 ani lucrau în mine, pentru că erau mici și aveau loc să treacă peste tot. Abia în 1802 a fost dată o lege, se numea Health and Morals Apprentices Act, care limita timpul de muncă al copiilor la 12 ore pe zi. Deci puteți să vă imaginați ce era înainte, da? Alte cauze reale ale variolei, tratamentul, spus special în ghilimele. Aici aveți în fotografia de sus o fetiță vaccinată, foarte sănătoasă, după cum vedeți pe brațul respectiv. Și jos este o fetiță care a fost o coincidență. A ajuns în sicriu din coincidență. Tratamentul variolei l-am găsit într-o singură carte din 1815, Dr. James Moore, Istoria variolei. El îl pomenește și foarte interesant. Deci spune așa, se făceau injecții. Cu ce? Nu se știe. Se dădeau remedii diaforetice ca să susțină transpirația, să se accentueze transpirația. Se administra o mixtură numită cefalica, o mixtură din alcool cu oase din craniu uman și sare de amoniac, pisate tot, amestecat. Se dădeau purgative, acetat de plumb, potasă caustică, mixtură din săruri, sulfură, foi de simenichie, substanțe corozive, se lăsa sânge din venă masiv, deci la bolnavi. Și cireașa pe colivă era că se dădea o emulsie cu emolient de simenichie și 8 picături de mercur. Deci ne întrebăm ce ucidea mai repede, boala sau tratamentul? Foarte interesant este un pasaj scris de Goethe în Faust, nu în ediția întâia, nici în ediția a doua, că nu era obosit de viață, în ediția a treia, după ce a trecut de cenzură. A scris, pentru că el văzuse pe vremea aia ce se întâmpla, văzuse inclusiv arde pe rug, deci știa foarte multe omul, era foarte destupat la minte și foarte inteligent. Atunci, avea în ediția a treia, a îndrăznit să scrie, bineînțeles, în limbaj alchimist, ce se întâmpla de fapt. Și este vorba de doctorul care, după ce s-au întâmplat diverse tragedii, stă undeva pe un deal și meditează la ce s-a întâmplat, ce a făcut el și tatălui, care și el era doctor. Și acum trebuie să știți că în limbaj alchimist, roșu leu era simbolul pentru oxidul roșu de mercur. Da? Roșu leu. Iar crinul alb era acidul clorhidric. Și el povestește așa, doctorul, de citez din Goethe. Se închidea cu ceata lui de adepți în neagra lui bucătărie și gătea pe îndelete. Unea contrarii, după lungi rețete. Un roșu leu cu crinul alb se logodea în blânda și domoala baie zilnic. Apoi, împerecheați în flacără, cei doi erau trecuți dintr-un alcov în altul, silnic. Când într-un joc de aprige culori, crăiasa tânără se alegea în zori,
Medicamentul era gata. Oamenii mureau, dar nimeni nu întreba, se face vreunul sănătos? Astfel, cu infernalele tertipuri, prăpăd făcurăm prin aceste văi, mai fioros decât făcuse ciuma. Însumi datam din otravă la mii de oameni. Toți s-au stins. Și acum văzuși cum suntem ridicați în slavă, noi, netrebnicii și ucigașii. Asta era doctorul, da? Hai să vedem ce era cu epidemiile. Contagiozitate sau consecințele vaccinării în masă? Aceasta este o fotografie luată de pe oxfordjournals.org, cred. Nici nu știu, nu pot să văd că e prea, scris, prea mic scrisul. Și trebuie să vă imaginați că încă pe vremea aceea exista deja foarte multă rezistență din partea medicilor, însă. De exemplu, în 1881, în Köln, a avut loc un congres de antivaccinare, la care doctorul Charles Pigeon a spus: variola nu este o boală atât de gravă, iar vaccinarea nu reprezintă în niciun caz o protecție, ci o agravează. Alt medic din Dresda, în 1890. În prezent, când cunoaștem cu toții necesitatea prevenirii septicemiilor prin îngrijirea rănilor, dacă ar veni cineva cu invenția vaccinului, adică administrarea de substanțe purulente într-o rană, acela ar trebui mai întâi examinat pentru a vedea dacă mai este întreg la minte. Iar dacă ar fi vorba de un medic, i s-ar retrage diploma. Da? Deci acum, în paranteză fie spus, nu trebuie să mergem la facultatea de medicină și să tocim 6 ani, 30 de manuale sau cât 50 cât învață ei pe de rost, ca să știm că într-o rană nu poți să pui puroi. Da? Și că asta îmbolnăvește. Sunt studii făcute despre legătura clară dintre vaccinare și sifilis. De exemplu, doctorul Charles Creighton a fost rugat de băieții care administrau Encyclopedia Britannica să scrie niște articole, niște materiale în care să recomande vaccinarea și să încurajeze oamenii și să ridice puțin moralul, că lumea nu se mai ducea. Și el a aprofundat toată chestiunea, a studiat, după care a scris un material care se numea Istoria vaccinării și sifilisul vaccinal. Deci materialul a apărut la început cu fiu cu vai, după care l-au scos din Enciclopedia Britanica. Nu-și mai avea locul. Da. Din păcate nu pot să vă cruț, pentru că astea sunt imaginile reale, luate din cartea Cimitirul vaccinării din 1912, unde se văd efectele acestui act, iar o serie de complicații banale în urma vaccinării variolice. Există mai multe cărți în care sunt redate toate denumirile și toate bolile și toate simptomele și toate consecințele vaccinării și aș vrea să vi le citesc, pentru că sunt convinsă că mulți dintre voi n-ați auzit niciodată de anumite denumiri. Cum nu auzisem nici eu înainte să fac acest research. Deci, complicațiile banale, da, în ghilimele, în urma vaccinării variolice, erupții cutanate, eczema vaccinatum, vaccinia generalizată, vaccinia gangrenoasă, vaccinia hemoragică, urticarie, flegmon, lichen urticatus, lichen plan, stomatită, eritem multiform, erupție bulbară și pustulară, purpura fulminans, râie, sifilis, psoriazis, cecitate, limfangiom chistic, pemphigus, pneumonii, prurigo, gangrene locale, meningită, dermatoză taurină, hemangiom cavernos, impetigo, furunculoză, abcese și supurații glandulare, erizipel, septicemie, encefalită, ihtioză, tetanus post-vaccinal, sindrom epizootic ulcerativ, lupus, tuberculoză și lepră. Deci, acestea se diagnosticau. Și dacă observați, nu știu, câți dintre voi cunoașteți noua medicină germanică, legile biologice ale naturii? Destul de mulți. Ok. Dacă vă uitați la fotografia din dreapta, unde este hemangiomul cavernos, veți înțelege de ce acel băiețel a făcut
patru melanoame, da? Patru hemangioame. De ce? Pentru că a fost crestat de patru ori. Și derma a reacționat la acest conflict de atac. Da? Și și-a făcut strada de apărare. Și pentru că conflictul nu a fost rezolvat, se ajunge la asemenea dimensiuni. Și am văzut și mai mari, vreau să vă spun, la conflicte de atac. Am văzut mai mari. Deci am văzut pe cineva care avea pur și simplu, era tot umărul acoperit. Încă o dată, să ne transportăm în trecut, să imaginăm ce se întâmpla atunci. Da? Cum erau ținute animalele, cum erau ținute vacile. Și gândiți-vă la o chestie. Este foarte ciudat că în cărțile istorice unde am găsit informații pe această temă, peste tot scrie că numai vacile de lapte făceau această variolă. Și numai la ugere. Și vă invit pe toți cei care știți noua medicină germanică și legile biologice ale naturii, să vă imaginați ce se întâmplă cu o vacă, o văcuță, care tocmai a dat naștere, căreia îi se iau pui de la sân și după aia este mulsă, zi de zi, săptămâni în șir, luni în șir. Da? Evident, conflict de separare, pierdere de masă celulară pentru desensibilizarea pielii, să nu mai simt atât de tare despărțirea, da? Și momentele de reparație, poate pentru că venea o lăptărea să mai blândă și le mângâia, poate pentru că se consolau, da? Se împăcau cu situația, se reface pielea și atunci apar, bineînțeles, acele așa, simptome, așa numite pustule, inflamații, care nu erau decât refacerea epidermei, da? Și interesant este că și lăptăresele care dezvoltau, vezi, doamne, luau variola la mâini ele. Deci unde atingeau, da? Pentru că vacile mulse aveau puroi. Dar nu conta. Trebuiau mulse în continuare. Eu nu știu vouă cum vă e, dar eu dacă m-ar pune cineva să mulg o vacă care are puroi, aș vrea să mă separ de ea. Și atunci normal că dezvoltă aceleași simptome. La început de sensibilizare, depleție celulară și după aceea refacerea țesutului, care vine întotdeauna cu inflamații, că nu se poate altfel. Da? Deci numai vacile de lapte, vacile libere, nu știau ce e variola. Taurii nu știau ce e variola. Păi ce virus e ăla? Care vine numai la o anumită parte dintr-o anumită specie și nu se poate așa, da? Nu e logic. Situația din Anglia, generală, în momentul în care vaccinarea a fost făcută obligatorie și în momentul în care s-a triplat numărul de decese, comparată cu situația din orașul Leicester, unde fără vaccinare se ajunsese deja la 0,0114% fără vaccinare. Da? Ei au refuzat, pur și simplu, tot orașul au refuzat. Și deci sunt materiale istorice, pot fi găsite, pot fi citite pe internet. Nu le-a inventat-o de-a gros. Da? La fel, de exemplu, în Filipine, într-o țară în care vaccinarea în masă a fost făcută repetat, în 1919, într-o populație de 10 milioane, au fost 47.000 de decese din cauza de variolă. În Anglia, unde deja a început refuzul masiv al vaccinării, tot în 1919, la 38 de milioane, 28 de cazuri. Deci spune ceva. Eu ofer niște cifre. Voi puteți să le interpretați cum vreți. Dar dau de gândit. În momentul în care în Anglia au apărut institutele de vaccinare, în 1799, un anumit Dr. Pearson, care era foarte zelos, deci el chiar credea în această procedură, cu voluntari lucra și credea atât de mult încât elibera certificate de 5 Guinness dacă persoana vaccinată, mai venea după aceea și se îmbolnăvea și spunea m-am îmbolnăvit de variolă, vreau 5 Guinness. Și pot să vă spun că au fost plătite în masă acele certificate. În 1808 a apărut Institutul Național de Vaccinare, da? Deci cu fonduri de la stat. Se făcuse un buget special pentru vaccinatori, 3.000 de lire anual. Au fost deschise 7 centre de vaccinare în Londra. Și, surpriză, nu se mai eliberau certificatele de garanție. Da? În 1816 au închis Institutul Vaccinal Variolii definitiv
Și în 1841 a apărut legea pentru scutirea persoanelor vaccinate de stigma de pauperism. Deci erau scoși, practic, din categoria de săraci, amărâți, dacă acceptau să se vaccineze. Astea erau avantajele sociale pe vremea aia. În 1853 a apărut legea obligativității. În 1861 au fost numiți gardieni ai vaccinării, numiți pentru a controla legea. Iar în 1898 au modificat legea pentru a include excepțiile în urma obiecțiilor de conștiință. Iar în 1907, tot în Vaccination Act, a apărut această declarație of conscientious objection, care spunea că părinții care refuză vaccinarea nu vor fi penalizați dacă vor semna o declarație că ei au convingerea nestrămutată că vaccinarea va prejudicia grav sănătății copiilor lor. Da? Deci, ca dovadă că nici pe atunci obligația nu era atât de obligație. Da? Deci se obțineau excepții foarte frumos. La început trebuiau să semneze medicii, ca și cosemnatari. După aceea era suficient doar părinții să semneze, medicul lua la cunoștință, și totul era ok. Domnul din poză este celebrul Edward Jenner, care, după cum unii dintre voi știu, nu era medic, era un felcer de sat. Și-a cumpărat diploma de medic cu 15 lire de la Universitatea St. Andrews, fără examen, nicio problemă. El credea însă în această procedură. Pentru că în 1789 și-a vaccinat propriul fiu, și-a imunizat, și-a, nu știu ce și-a făcut, așa, propriul fiu, dar cu variola porcului, deci swine pox. Bine, el credea în acel mit, că dacă s-a făcut boala, nu se știa de unde și de la cine, de la ce animale și așa, important era, iei pustule de undeva, le transfer pe rană și este imunizat la toate. Deci Jenner nu era medic, diploma era cumpărată, a fost acceptat ca membru în Royal Society cu o lucrare intitulată Istoria naturală a cucului. Să mai și râdem că ne e de plâns prea mult. Da? În 1798 a publicat celebra lui lucrare Inquiry, unde a schimbat macazul. Ce s-a întâmplat cu copilul lui vaccinat? Se știe că unul din copiii lui ar fi murit la 21 de ani handicapat grav. Alții spun că ar fi murit mai devreme. Nu mă bag în speculații. Deci nu vreau să speculăm. Oricum, nu știu dacă i-a fost bine. Dacă el a schimbat după aia macazul, cred că nu i-a fost bine copilului. Deci, în această lucrare, celebra Inquiry, pe care l-a prezentat-o, și pe care nu a mai reeditat-o, și veți vedea de ce, el condamnă atât variolarea, cât și vaccinarea cu variola vaccii. El recomandă altceva. Vaccinarea exclusivă cu variola vaccii obținută din râia coreoptică a calului. Și anume, deci în engleză este horse grease cowpox. Se lua puroi de la copitele calului, când aia făceau râia coreoptică, și se proceda la infectarea vacilor de lapte. Și după aceea se lua materialul infectat de la vacile de lapte și se transfera la oameni. El susținea că asta este singura protecție. Da? De ce nu lua din... În momentul în care apăreau cazuri de variolă după vaccinare, el a susținut tot timpul, atunci ați vaccinat cu variolă falsă. Dar când a fost băgat în colț, ce este variola falsă? Descrie-o, spune, amănunte. A dat-o în bălmăjeală. În 1802 s-a dus să solicite bani la Camera Comunelor. Unde urmează a doua schimbare a macazului. Păi pentru așa zisa invenție, așa zisa descoperirea lui. Numai că, pentru acei bani, a pretins că el a descoperit utilizarea variolei vacii. Deci, oficial, a abandonat ideea cu râia calului, dar numai oficial, pentru că în corespondența privată, el scrie clar că a continuat să vaccineze
cu variola vacii, trecută prin râia corioptică a calului și apoi aplicată la oameni. Dar, fiind un om de afaceri foarte bun, a luat pulsul pieții, a văzut ce se vinde, ce se caută, cum reacționează oamenii și pentru că acceptarea a fost mai mare la variola vacii, bineînțeles, a lăsat la o parte chestia cu calul. Era în continuare convins. Și e foarte interesant că în acel comitet în care s-a votat dacă îi se acordă cei 10.000 de lire ceruți pentru descoperirea lui, au existat exact 3 voturi în plus de da. Da? Deci restul a fost împotrivă și 3 în plus au fost pentru. Deci era foarte, foarte strânsă competiția. Da? Deci hai să vedem ce a descoperit el. A descoperit că râia corioptică proteja împotriva variolei? Nu, pentru că asta era o superstiție rurală a potcovarilor. A descoperit că variola vacii proteja împotriva variolei? Nu, pentru că asta era o superstiție rurală a lăptăreselor, unul la mână, și doi la mână fusese deja aplicată de un țăran pe nume Benjamin Gesty în 1774, deci cu mult înaintea lui Jenner. Ăla își imunizase familia. Ca dovadă că mitul circula de multă vreme, deci oamenii sperau. Ne încercăm să vedem ce se întâmplă. A descoperit că râia calului pe mâinile mulgătorilor producea variolă pe ugerul vacilor? Nu, că și asta era o superstiție rurală a fermierilor. A descoperit că variola putea fi transmisă prin inoculare braț la braț? Nu, pentru că asta era deja o practică utilizată de către variolatori. Deci Jenner nu a descoperit absolut nimic. Absolut nimic. Da? El a doar introdus niște superstiții rurale pe piața din Londra. Și apoi că au început să zângănească dolăreii și lirele, a fost super, a început afacerea să meargă, se produceau tone de limfă vaccinală, bineînțeles că paralel cu limfa vaccinală de la viței și de la vaci, se producea în continuare și limfă vaccinală de la porci și de la cai. Deci nu se știe cine ce primea. Tot așa, niște cărți istorice, eu am pus sursele, deci în momentul în care doriți, vă dau toate sursele. Chiar un autor a susținut la un moment dat, eu nu știu dacă am fost variolat, vaccinat, echinizat, porcizat, nu mai știu ce au făcut, ce limfă circula, da? Primul vaccin antivariolic patentat de către firma care ulterior a devenit Wyatt a fost denumit Dryvax. În 2011, niște cercetători au vrut să afle ce conține acel vaccin. Hai să-l studiem. Și-au publicat un studiu cu denumirea Analiza genomică a tulpinii virusului vaccinia găsit în vaccinul Dryvax. Și din studiu reiese așa că acest vaccin conținea componente virale de la om și de la cal, era o fosilă moleculară, citat, și au mai constatat că virusurile izolate până în prezent reprezintă doar o infimă parte din totalitatea virusurilor găsite în preparatele Dryvax. Iar conform acestui Therapeutic Substances Act din 1943, conform legii, deci, vaccinul Dryvax avea voie să conțină până la 20.000 de microorganisme pentru a putea fi considerat pur. Deci, asta apropo de izolare, purificare, știință.